Bine v-am regăsit, dragii mei, spunem bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru, domnul Iulian Popescu, consilier al primului ministru, bine ați revenit. Bună ziua și mă bucur să vă revăd. Stimate domn, putem vorbi acum de o altfel de România, am vorbit până acum cu dumneavoastră despre Gorjul altfel, să vedem de când nu ne-am revăzut cum au evoluat lucrurile. Da, evident că asta este și discuția mea favorită, să vorbim despre o altfel de Românie, evident cu aplicare mai concretă pentru Gorj, pentru că sunt sigur că majoritatea telespectatorilor noastre sunt cu ochii pe ceea ce se întâmplă aici în județul Gorj. Știu că aveți acoperire națională, dar fiind o televiziune pornită de aici, din Gorj, mă gândesc că publicul favorit este din județul Gorj. E o temă foarte largă. Primul rând, România altfel ar trebui să se concentreze asupra oamenilor, pentru că numai prin oameni putem să realizăm lucruri altfel, să o reformăm și încerc în fiecare zi să adun oameni buni și să-i punem la un loc, nu să zic să fie în jurul meu, că nu despre mine, vorba, nu trebuie să fiu eu centru acestor oameni, dar caut oameni buni, oameni deștepți, oameni curați, oameni iubitori de țară și iubitori de oameni. Și în fiecare zi mă încarc când cunosc astfel de oameni. Acum o lună, spre exemplu, am avut plăcerea să beau o cafea cu Alexandru Tomescu, celebru violonist, cel care cântă acum vioara Stradivarius, al lui Ion Voicu. De asemenea, acum de câteva luni bune am tot vorbit online și la telefon fiind plecat în Elveția, dar acum o săptămână am avut plăcerea să-l cunosc și personal pe Mihai Ceciu. Este cel mai bun ceasornicar pe care a putut să-l dea România. Este un om care a primit bursă de master în mecanică finică în Elveția, chiar de la ambasadorul Elveției în România, pentru că a reușit să-i repare un ceas pe care nimeni altcineva nu putea să repare. Este un om consacrat, este nu numai un bun ceasornicar și un bun om de business, că are business acest domeniu atât în România cât și în Elveția, dar el a reușit să și proiecteze un mecanism de ceas automatic. Este singurul proiect de mecanism pe care România poate să-l aibă prin inițiativa lui Mihai Ceciu. Și împreună cu el și cu alți oameni frumoși și deosebiți care iubesc foarte mult România, am reușit să facem un ceas ediție limitată cu Tudor Vladimirescu. Poate fi accesat și pe online ceasuri.curost.ro. Am creat și un concept acesta de a face lucruri cu rost, cu semnificație. Și e un ceas, un proiect de suflet. Am avut aprecieri inclusiv de la oameni din conducerea fabricilor sau industriei ceasurilor din Elveția. Are aspecte unice, nu se mai regăsesc pe piață. Am vorbit, sau ați vorbit până acum, numai de români deosebiți. Da. Spuneam că așa mă încarc eu. Adică, evident, sunt multe lucruri care ne frustrează în fiecare zi, atât ca cetățean, atât ca reprezentant al guvernului și tot ceea ce muncesc în fiecare zi pentru digitalizare. Când lucrurile astea, evident, nu se mișcă așa cum mi-aș dori, așa cum am voința și energia să împing lucrurile, recunosc că îmi găsesc balanța, echilibru și mă reîncarc atunci când am plăcerea să stau de vorbă și să găsesc oameni din aceștia deosebiți, care este singura șansă să facem o nouă România. Oamenii aceștia deosebiți îi putem aduce înapoi, domnule Popescu? Clar, nici nu... Cum, ce le oferim? Ei au suficient de multe lucruri în viață, nu trebuie să le oferim neapărat ceva, trebuie să le dăm o speranță că, sau să-i punem în cadrul unui mecanism, astfel încât ei să conteze. Dumneavoastră credeți că nu au fost suficient de bine puși în valoare? Da, acesta, exact cuvântul, ați folosit expresia potrivită, să-i punem în valoare, să-i găsim locul potrivit pentru ei și să îi lăsăm să lucreze. Se poate acest lucru? Bineînțeles, dar ideea este să strângem o masă critică de oameni. Dacă discutăm, descoperim că un om s-ar putea ca fiecare să-și rupă gâtul cu ghilimele de rigoare așa separat. E important ca oamenii ăștia să comunice, să lucreze împreună și să fie o masă critică de oameni.
Spuneți-mi, vă rog, așteptăm reformele. Le mai așteptăm sau nu le mai așteptăm? Și păi dacă nu așteptăm, speranța moare ultima. Dacă nu mai așteptăm, ce facem? Găsim cutia Pandorei. Da. V-am spus asta și anul trecut când eram în campanie electorală, că ultimul lucru pe care vrem este să, sau cum zice și maestru Tudor Gheorghe, mi-e frică de sitirul ce mă înconjoară. Adică atunci când renunțăm la orice speranță, când ne încărcăm cu acest sitir și mi se pare că totul este fără sens, nu o să fie bine, chiar viața e foarte tristă, foarte neagră. Și cred că, din păcate, mulți gorjeni de-ai noștri au ajuns la acest nivel. De aceea este și greu să îi mai animi, greu să le spui despre lucruri frumoase pe care am putea să le facem sau lucruri extraordinare despre județul Gorj sau despre viitorul județului Gorj. Și sunt foarte reticenți. Și, în primul rând, ăsta a fost obiectivul meu, de a aduce o speranță, o lumină, că există oameni, există tineri care pot și vor să facă bine României și Gorjului. Am așteptat, cred că, decenii lumința cea de la capătul tunelului. Tot timpul România a oferit astfel de tineri talentați sau de lideri care au reușit să aducă bunăstare sau să aducă o contribuție foarte bună la dezvoltarea națiunii române. Dar e nevoie de mai mulți. Să zic, nu e ca și cum trebuie să-l avem pe Mihai Viteazu doar o dată la 500 de ani. E nevoie de lideri puternici, e nevoie de curaj, energie și, bineînțeles, pricepere, inteligență. V-aș invita să vorbim mai întâi despre județul Gorj, despre faptul că se tot discută, cel puțin în ultima perioadă, în spațiu public, despre restructurarea CEO, despre pierderea unor locuri de muncă. Care este opinia dumneavoastră? Se pot gândi gorjenii la astfel de situații neplăcute? Și aici ne gândim clar la partea socială. Da, CEO a avut și un rol negativ, dacă e să spun, că după Revoluție toată lumea s-a culcat pe ureche că ne merge bine și așa este. Gorjul era al doilea, parcă după București, în media salariilor, pentru că în minerii și energie se câștiga foarte bine. Și aproape că autoritățile și toți oamenii responsabili de destinele județului Gorj și a localităților ce îl alcătuiesc, nu au făcut mare lucru pentru că aveam de la sine prosperitate. Fără să înțeleagă că o industrie de tip, o economie de tip monoindustrial nu este una sănătoasă și mai devreme sau mai târziu lucrurile astea o să alunece pe panta declinului. De anul trecut spuneam că trebuie să găsim alternativă la CEO. Nu înseamnă că trebuie să închidem, nu înseamnă că nu trebuie să ne luptăm până în ultima clipă pentru această companie, dar trebuie să să pregătim altceva în loc pentru județul Gorj și să ne gândim la un plan al județului ce ar schimba perspectiva pentru următorii 30-40 de ani, la fel cum în anii 60 s-a început industrializarea județului Gorj, ținând cont de resursele naturale pe bază de zăcământului de cărbune și toate investițiile în exploatațiile de cărbune și în termocentrale, vedeți, au avut un impact pe cel puțin 50, 60, 70 de ani. Cam așa și aici. Noi trebuie să găsim ce are județul Gorj, cu ce punem în valoare, ce îl scoatem în față pentru următorii 30-40 de ani. Și aici, evident, turismul are un rol extraordinar de important, dar e nevoie și de investiții în industria ușoară și alte aspecte economice. Trebuie să ne concentrăm și pe producție foarte mult, pentru că putem face acest lucru. Bineînțeles, dar ce vreau să zic, e nevoie în primul rând să ne uităm spre mediul privat, că pe termen scurt discutăm de, vedeți, investiții, bani de la buget, fonduri europene sunt foarte bune, dar pentru a face județul Gorj un loc din care să, în care să se vină mai mult decât din care se pleacă, se plece, este absolut necesar ca să avem mediu economic sănătos, bazat pe concurență, pe agenți economici performanți și care au o eficiență economică foarte bună. Tocmai ca să putem să creștem nivelul salariilor, să producem lucruri cu valoare adăugată,
cât mai inovativ posibil. De aceea, arta administrației locale este de a atrage acești investitori. Reușesc edilii, și nu mă refer doar la județul Gorj, aici în mod deosebit, pentru că suntem gorjeni și avem în suflet acest lucru, reușesc edilii noștri, toți, să găsească această, nu știu cum să-i spunem, rețeta succesului. Așa, rețeta succesului. Da, unii reușesc, alții sunt pierduți de mult în beznă. Și aici este un lucru care atât de vizibil se vede cât de mult contează personalitatea liderului. Că discutăm că e primar, președinte Consiliul Județean, cel care așa iese în față. Dumnealor reclamă, și aș vrea să facem o paranteză, da, că politicul întotdeauna intervine în administrația publică locală și de aici fel de fel care de povești. Politic, adică cine reclamă? Depinde de culoare. Adică gen liderii, primarul, da, primarul, Consiliul Județean, primarul, ei da, se plâng de. Da, da, da. Ar fi cazul să se mai termine cu plânsul ăsta, pentru că avem niște exemple foarte puternice de primar sau de președinții Consiliului Județene. Îmi permis să spun că sunt colegi de-ai mei din partid la PNL, care au făcut lucruri extraordinare, chiar dacă guvernul era de o altă culoare, pentru că majoritatea guvernului au fost evident PNL, PSD și totuși acești colegi din PNL au făcut rezultate extraordinare, dar chiar putem discuta de lumi diferite, dacă îmi permite să spun așa, adică la Cluj se luptă lumea ca să aducă... Rețetele acestea magice, da, haideți să le dezvoltăm puțin. Rețeta magică este omul. Deci chiar am studiat foarte mult care este acea rețetă magică în primăria Cluj. Am fost de mai multe ori acolo, am avut discuții cu oameni din primărie și acolo se fac licitații pentru a se achiziționa autobuze autonome și discutăm despre legislația necesară în a introduce mașini autonome în România. Și în alte părți nu există asfalt sau nu. Sunt lumi diferite, pur și simplu trăim în epoci diferite. Și să știți că lucrurile astea se contează sau fac diferență foarte mare din leadership-ul, din implicarea, din energia, din priceperea primarului în acest caz. Și el, să știți că nu le face pe toate. Domnul Buc nu este ca un om care de el l-au depins toate, dar trebuie să transmiți un mesaj. Am conjurat de, cred că nici nu sunt foarte mulți oameni cheie așa în primărie, vreo 3-4 tineri deștepți cu inițiativă deschiși care sunt disponibili să primească pe oricine are o idee potrivită. Deci acolo este o politică a ușilor deschise, o conectare cu mediul privat. Nimănui nu e frică să vadă cu un întreprinzător sau cu un reprezentant al unei companii, pentru că nu se știe cu ce idei bune îți vine. În rest, văd o reticență enormă, inclusiv în structurile guvernamentale, în structurile administrației centrale, o reținere foarte mare de a avea un dialog cu mediul economic. Păi noi pentru ei lucrăm. Acum da, există această suspiciune, dar ce interes ai tu, dar ce s-a întâmplat? Trăim rezultatul acesta peste 30 de ani de gringoladă și de, evident, conflicte de interese, de lucruri mai puțin legale, bineînțeles, și există frica asta permanentă, dar eu consider că atâta timp cât te simți curat și știi că nu faci lucruri ilegale, n-ai de ce să fie frică și asta e atitudinea mea și deschiderea asta o găsești la suficient de mulți tineri cu intenții bune, oameni curați și care au curajul ăsta și acționează proactiv, vin cu idei noi, atrag proiecte europene. Acum există și perspectiva administrației aici la Gorj, aproape că nu vreau să mai dau exemple, dar atitudinea este de multe ori de dropul de sare care stă să cadă, adică ne plângem sau ce ar fi dacă se întâmplă ceva rău, dar dacă nu o să obțin finanțarea, Oltenia, de ce mă... Oltenia, cum o vedeți dumneavoastră? Ca regiune? Ca o altă lume, sincer, așa suntem priviți de ceilalți. Deci, și nu așa ca acum de câteva luni sunt la guvern, asta de ani de zile o simt. Dacă te duci în Bistrița, în Cluj, în Timișoara, în Arad, inclusiv la Prahova, când vorbim despre Oltenia, este, adică nu discutăm numai de mediul administrativ și cum suntem văzuți noi așa în zona asta politică, dar
în mediul economic, adică din start investitorii sunt mai reticenți. O să mi se pună bețe în roate. Trebuie să te pui bine cu primarul sau din start au opinia asta că trebuie să dai o șpagă, că lucrurile nu pot fi făcute corect, că o să ți se pună bețe în roate, că mai bine nu te bagi acolo. Uite, oamenii ăștia de pe aici sunt deschiși, de ce să ne ducem acolo? Cum putem schimba această mentalitate? Asta este PR. Adică trebuie să arătăm cazul de succes, trebuie să fim proactivi, trebuie să scoatem toți primarii, tot ce înseamnă Consiliul Județean și nu numai în Gorj, vine în toată Oltenia, să fie proactiv, ei să se ducă către mediul de business, ei să caute investitori. Și dumneavoastră credeți că după atât de multă somnolență? Păi evident că avem de recuperat nu numai o somnolență, adică este o imagine negativă, v-am spus, adică trebuie să ne ștergem pata asta de pe obraz. Cum puteți să cu multă energie, motorul? Cu multă energie, păi, oamenii ăștia care sunt la cârma orașelor, comunelor, județelor, rolul lor principal este să se înconjoare de oameni buni, să-i lase să facă treabă și ei se ducă la vânat de oportunități, de investiții, oportunități de finanțare, fonduri europene. Rolul lor este să facă asta în permanență. Să participe la conferințe unde discutăm noi, camere de comerț, să ia legătura cu consilierii economici din ambasade, să vadă ce am putea să aducem din afara țării, să vorbească cu firme care sunt prezente acum pe piață în România, dar nu sunt și în localitățile sau județele lor. Acesta este rolul principal al edilului. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, însă dacă am ascultat edilul, da, am descoperit că nu-l lasă șeful de partid, că nu poate lasă să treacă. Niciodată, nu există așa ceva. Au autoritate și autonomie extraordinară primarii și sunt sigur că și în celelalte partide, numai că pot să dau exemplu așa cum îl știu din Partidul Național Liberal. Și indolența, cum reușim să scoatem? Nu, este atitudinea de a aștepta, să fac alții. La comun las că ne trăie de la județ, la județ las să facă guvernul să vină de la UE. Ne-am săturat, suntem foarte mulți români care ne-am săturat de atitudinea asta pasivă, de a aștepta de la ceilalți să facă ceva și de asta țin foarte mult ca tot ceea ce facem sau în proiectul în care mă implic să depășim așteptările, să creăm și noi un efect wow, să vă dau un exemplu, la guvern mă ocup să legiferăm testarea mașinilor autonome. În Europa doar Germania are, un pic Franța a început să discute despre subiectul ăsta. Haideți și România să dea un mesaj că este foarte prietenoasă cu digitalizarea, cu inovația, cu lucrurile noi și nu mai suntem oamenii care așteptăm ca Comisia Europeană să reglementeze tot și noi după 2-3 ani să facem și noi așa de frica unui infringement să aplicăm și noi legislația. Nu ne costă nimic decât niște ore muncite de oameni deștepți ca să vadă ce au de schimbat în legislație. Atât. Lucrurile de genul ăsta par mărunte, dar așa se construiește un brand de țară, un brand de județ, prin lucruri care să te scoată în evidență, să te scoată în față, să arăți că ești inovativ, să deschizi uși, să ai cu ce te lăuda. Când te duci la o conferință și când spui despre județul tău, despre țara ta, să vin aici în țară, este simplu să spui în lume, să te prezinți, da, România vrea să fie cel mai puternic hub de digitalizare din regiune. Uite, legiferăm mașini autonome, drone, cripto, blockchain, aducem inteligența artificială. Ceilalți operatori, investitorii vin, sunt deschiși, deja le-ai atras atenție, deja i-ai captivat. Ai posibilitatea să le vorbești câteva minute. Altfel, când totdeauna ești la coadă, când totdeauna ești așa follower, tăcut, în engleză, deci, nu tăcut, în așteptare, îi lași pe ceilalți, tu mergi după ei, ce ai de oferit? Ești de neinteresat, ești gri, ești șters, nu existi pe hartă. Vreau să facem lucrez ca pe 28 august anul acesta în Gorj, la Stănești, să avem un meeting aviatic, așa cum n-a fost niciodată în județul Gorj. Dar obiectivul meu este să facem ceva wow, ceva despre care să se poată vorbi la nivel național despre Gorj. Prin tot ceea ce inițiez, proiectele acestea mărunte, în zona asta culturală, a ONG-urilor, vreau ca mesajul să fie de a face din Gorj un subiect de știri, un subiect național. Trebuie să ieșim din zona noastră așa de confort, să vorbim noi cu noi așa, ca și cum am mai sta pe banca din fața porții și să ne prezentăm, să avem curajul să vorbim altora și să ne prezentăm. Un proiect cum a fost de suflet acesta cu realizarea unui ceas bicentenar pentru Tudor Vladimirescu,
nu pot să vă spun câți oameni au fost profund impresionați de el și așa putem să vorbim despre Tudor Vladimirescu și așa putem să spunem povestea că eroul de Vladimir este de aici, din Gorj, și fără el, istoria națiunii române arăta altfel. Probabilitatea ca Revoluția la 1848 să aducă această emancipare a națiunii române era cu totul alta. Poate se realiza, dar mai târziu sau în altă formă. Și a fost nevoie de niște eroi să-și dea viața ca să realizăm ceea ce avem acum în România. Și atunci trebuie să ne simțim și noi gorjenii mai mândri prin tot ceea ce facem, că îl avem pe Brâncuș și pe Tudor, să știm că nu suntem așa ai nimănui și că și noi am făcut lucruri mari pentru țara aceasta și pentru lume, evident. Brâncuș nu e al Gorjului, al României, este un patrimoniu mondial. Aici sunt de acord cu dumneavoastră și îmi doresc din suflet ca nu doar județul nostru, ci țara să fie așa cum ne dorim cu toții, să avem un nivel de trai mai ridicat, să ne rămână tinerii aici și știți foarte bine că am discutat de multe ori. Ca să rămână aici trebuie să rezolv mai multe aspecte care țin de calitatea vieții. Dar inclusiv acesta este un aspect important, acela de mândrie, de apartenență. Trebuie să te facă să fii mândru. Mai sunt românii patrioți, domnule Popescu? Poate declarativ sunt foarte mulți, dar n-aș vrea să mă pronunț că sunt mai puțin patrioți decât alte țări din Europa, cel puțin. Eu zic că mai sunt, dar trebuie să iasă din zona aceasta a discursului din fața televizorului mâncând un platou cu mici și spunând că de mult își iubesc țara. Trebuie să facă lucruri concrete. Fiecare dintre noi, nici nu ne dăm seama câte lucruri bune putem să facem pentru țară. Și e mesajul acesta pe care îl susțin tot timpul. Nu aștepta, și nu mi-aparține, evident, mesajul, știți că este celebru, nu aștepta să... Nu te întreba ce face țara pentru tine, întreabă-te ce poți să faci tu pentru țară. Eu sunt, să zicem așa, fericitul cetățean. Poate, din punctul ăsta de vedere, chiar dacă n-am avut o copilărie așa foarte ușoară, dar, până la urmă, cu multă muncă și noroc, am reușit să îmi permit să nu mă gândesc neapărat la ziua de mâine, să-mi permit să mă gândesc întâi ce pot eu să ofer celorlalți. Asta ține și de resurse materiale și de educație și de toate. Dar nu sunt singur, sunt foarte mulți oameni și insist să-i activăm, să zic așa, pe acești oameni care și-au îndeplinit nevoile de bază. La ei trebuie să discuți de alte lucruri, așa pe piramida lui Maslow, să vorbești despre impact social, despre realizări, despre notorietate, despre autodeterminare, despre perfecționare profesională, adică lucruri mai mari decât ați te gândi doar la sinele tău direct, la ego-ul acesta și la aspectele materiale. Dar trebuie să ne gândim și la acest aspect material și la natura socială. V-am spus că nu vreau să amestec. Eu îmi permit să spun asta și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta și părinților mei pentru tot ce au făcut pentru mine. Dar să știți că putem să activăm această fibră de bun român în foarte mulți dintre noi. Pentru că să fim totuși sinceri cu noi, marea majoritate a românilor au un nivel de trai acum mai bun decât sau n-au avut, cred că, niciodată în istorie mai bine din perspectiva aceasta a prosperității cetățeanului. Nu a fost o perioadă în istorie mai bună ca acum. Dar cu toate astea, ceva pe mine mă doare, că România nu e acolo unde trebuie. Adică cetățenii, da, vedeți, pot să călătorească liber, să ducă în vacanțe, sunt atâția români, nu este scump să vezi lumea, să vezi Italia, să vezi Franța, să ții bilete avion, să duci la restaurante. Haide să fim foarte realiști, niciodată nu a fost indicatorul acesta economic pe care îl avem acum. Nu este ok, dar nu este suficient. Exact, nu este suficient, pentru că noi ca țară, noi ca apartenență, noi ca perspective de români, știți statistica despre care vorbeam și în campanie, că studiile inspectoratului școlar arătau că în 2050, parcă va scădea, da, numărul, da, 72%, dacă nu mă înșel, numărul elevilor. Vă dați seama, în județul Gorj, dacă se întâmplă lucrul acesta, poți să spui că îi pui curce. Există, județul ăsta e pustiu.
Și tocmai de asta trebuie să facem de acum investițiile necesare, modernizarea necesară, comunicarea necesară ca să nu ajungem acolo. Pentru că atunci, da, putem să spunem că am închis becul. Problema aceasta a natalității o regăsim și la nivel global. Ați văzut și dumneavoastră că este un trend de îmbătrânire pe mapamond ca urmare a factorilor economici și a globalizării. Dar și educație și nu sunt multe lucruri care se influențează. Dar, vedeți, ce trăim acum prin centralizarea asta, prin globalizare, este că nodurile puternice, adică orașele puternice, regiunile puternice, devin tot mai puternice. Este o teorie matematică a grafurilor puternic conectate. Asta înseamnă că fiecare oraș, fiecare județ, nu mai discutăm la nivel de țară, trebuie să fie, să este în competiție directă cu toate orașele pe munte. Adică acum oamenii vin și se mută, spre exemplu, în Cluj, nu în România. În Cluj. Da. Orașul contează. Te duci în Barcelona, nu în Spania. Și atunci Clujul este în directă concurență și cu Barcelona și cu Londra. Poate să fie așa pentru fiecare. Există nișe, există locuitori care preferă agitație, există locuitori care preferă o viață mult mai liniștită. Și atunci trebuie să te adresezi. Trebuie să-ți vinzi marfa. Păi, asta este rolul edilului, nu asta spuneam. Exact. Trebuie să știi că ai un PR, ai un marketing de făcut. Ești ca într-o întreprindere. Și orașul, județul, este în concurență directă cu alte orașe, numai din România, din Europa. Însă acum revenim la mentalitate. Știți foarte bine că cineva care lucrează la stat nu are aceeași gândire oarecum deschisă, să-i spunem, și aici nu vreau să jignesc pe nimeni. Toată lumea își imaginează că la stat trebuie oarecum să fie într-o somnolență. Da? Adică la privat, domnule, e patronul acolo și te împinge de la spate. Dar viziunea, eu cred că trebuie să existe peste tot. Pentru că nu avem cum să ne dezvoltăm orașul, județul, comuna, unde locuim, dacă noi toți nu punem umărul. V-am spus, este nevoie în administrație de trei elemente foarte importante. Viziune, curaj și energie. Sunt puțini oameni care au toate aceste trei calități la un loc. Dar acolo unde există astfel de edil, dar nu suntem singuri. Nu suntem singuri. Se putem vede. Lucra în se echipă. Vede imediat. Evident spun, că este o muncă în echipă, dar asta este un rol de lider. Să-ți aduci oamenii buni lângă tine și să-i pui să lucrezi. Nu le faci tu pe tot. Nu știi tu toate, dar asta e și ideea. Trebuie să lucrezi cu specialiști, cu cei mai buni. Dar trebuie să știi că vrei să lucrezi cu cei mai buni specialiști. Trebuie să știi unde vrei să poziționezi localitatea sau județul pentru care ești responsabil. Ca să construim o altfel de România, așa cum am discutat încă de anul trecut și cum ne dorim, cred eu, orice om de bun simț și care este patriot, cât de cât, avem nevoie și de investiții. Banii aceștia vin de la dumneavoastră, de la guvern și nu numai. De la Uniunea Europeană s-a tot discutat că nu ni se dau bani. Nu există așa ceva. Adică haideți să lămuriți și acest aspect, vă rog. Da, anul acesta nu se vor deschide, sau foarte puține măsuri se vor deschide din noua perioadă sau noile programe 2021-2027, asta incluzând chiar și noul PNRR. Adică probabil o să fie în unele programe niște avansuri plătite în toamnă sau la final, spre finalul anului. Dar ce va urma în următorii ani este să zicem așa, o hemoragie de finanțări. Eu nu sunt atât de îngrijorat despre bani, ci despre cu cine să le facem, despre know-how, despre a avea competențele necesare. Adică vedeți că în România există tot mai puțini oameni care știu să proiecteze un pod, o cale ferată, să facă sisteme funcționale. Și aici este problema. Apreciați că nu mai avem specialiști? Din ce în ce mai puțin. Și avem, deci avem, o să fie atât de mulți bani încât România poate să zicem la propriu că va fi într-un șantier. Și pentru asta trebuie foarte multe resurse. Iar în momentul de față este o criză foarte mare de astfel de resurse. Adică chiar dacă tocmai începem să urcăm pe panta asta foarte bine, cum zice lumea la televizor, acest V, am avut o cădere în venirea pandemiei și acum, da, noi suntem pe o pantă ascendentă chiar foarte bună, se discute de creștere cu două cifre.
suntem pe o creștere, dar trebuie să avem cu ce să o gestionăm, pentru că, vedeți, creșterea aceasta generează și o criză a materialelor de construcție, o să vedeți criză a personalului. Există deja criză în Horeca, nu mai ai oameni, nici la mare, cu ce să, pe cine să angajeze. Reușim să repornim economia după această perioadă? Eu zic că ea deja e repornită și, din fericire, România nu s-a prea oprit așa. Evident, a avut o cădere, a avut foarte multe companii s-au speriat despre, neștiindu-se ce va urma, dar uitați-vă că inclusiv din perspectiva blocării totale a economiei, noi am avut o perioadă foarte puțină și o singură dată, am avut o lună, nu? Starea de urgență. În alte țări au fost luni de zile și de mai multe ori am plăcut. Trebuie să ne îngrijoreze din această toamnă o reînchidere parțială? Nu, eu nu cred că avem motive. Dar asta nu înseamnă că trebuie să trebuie să păstrăm măsurile deschisă, cu atenție foarte mare și să ne uităm în permanență ce se întâmplă. Adică trebuie să putem să luăm măsuri foarte rapid. Schimbării pe scena politică, vedeți, în perioada următoare? Va fi o reașezare după ce se vor finaliza alegerile, atât în cadrul PNL, cât și la USR+. Este evident. Schimbări majore? Așteptați? Nu știu, eu aștept să fie liniște. Bine, nu liniște, așa. Mai multă claritate, că sunt într-adevăr foarte multe decizii care nu se iau acum până nu se clarifică situația internă politică. Spuneți-mi, vă rog, din punct de vedere legislativ, apreciați că în diverse domenii de activitate ar trebui realizate modificări? Foarte multe modificări aici. Din păcate, parcă ne-am sabotat, pentru că acum, fiind la guvern, mă lovesc direct de acest subiect. Adică este un hățiș legislativ, o pânză de paianjen pe care trebuie să fii cu foarte multă energie și foarte multă pricepere ca să rezolvi lucrurile. Că altfel tendința este de a renunța. Este atât de complicat să schimb ceva. Parcă am vrut să ne sabotăm singuri, pur și simplu. Investitorul, fie că este el străin, fie că este unul autohton, credeți că întâmpină probleme pe cadrul acesta? Nu pot să spun. România, din multe puncte de vedere, în ceea ce privește relația cu investitorii, are un cadru bun. Nu foarte bun. Se poate mai bine, bineînțeles. Uitați, pot să dau și un exemplu concret de ce m-am ocupat direct. La guvernul, ocupându-mă de digitalizare, vreau ca România să fie de prim interes regional, cumva, să fie cel mai mare hub de IT din regiune. Și pentru aceasta trebuie să aducem și mult mai mulți bani pe piață, să discutăm aceste fonduri de investiții, de startup-uri, de inovare și, vedeți, trebuie să te poziționezi ca atare. Poate că deja știm că România are un potențial foarte mare din regiune, că suntem cei mai buni, dar trebuie să fim detașat, trebuie să se vorbească despre noi. Ne trebuie să lucrăm un pic la PR, la imagine, iar pentru asta trebuie să venim cu cifre, cu sume mari. Și m-am gândit să putem să aducem toate fondurile de investiții care operează acum în zona asta de inovație, care investesc în firme, în startup-uri, digital, inovații, să le punem la aceeași masă și să vină și statul să co-capitalizeze astfel de fond de investiții, să încurajăm și alte fonduri să vină din afară, discutăm de fonduri în special din America sau care operează pe piața din Marea Britanie. Am fost acolo special să le conving să vină și în România sau să înțeleg de ce sunt, ce ar vrea să audă ca lucrurile să fie de interes și pentru România. Ce oferă Marea Britanie pentru că a reușit să devină centru financiar și centru capital a inovației în zona europeană. Deci ziceam că încerc să aduc alte fonduri și pe cele existente să le pun la aceeași masă. Discutând cu ele, știam deja că toate fondurile de investiții, chiar dacă operează în România, cu excepție, cred că o singură excepție, toate sunt înființate în Olanda, în Luxemburg, în Liechtenstein. Și evident că am pus întrebarea, adică de ce trebuie să te înființezi acolo ca să operezi aici? Adică e o chestie de bani, dar și de orgoliu. Cum să fii în altă țară? Înseamnă că tu ai o problemă. Dacă noi ca țară avem o problemă de că nu putem să înregistrăm. Evident că am vorbit chiar cu casele de avocatură care se ocupă de înregistrarea acestor fonduri. Și am cerut imediat
informații concrete, nu doar așa, e complicat. Caut de multe ori replica asta, inclusiv la oameni care sunt implicați în administrație. Da, avem legislație proastă la chestii, ok, dar și noi suntem statul și noi putem să schimbăm, adică noi ca persoanele astea care stăm la masă. Deci să nu doar să ne plângem, să fim proactivi. Deci, legislația, evident, era o problemă în ceea ce privește modul în care autoritatea de supraveghere financiară înțelege să hiperreglementeze astfel de acțiuni în zona pieței de capital. Și atunci am cerut concret ce cere Olanda ca să înregistreze, ce cere România prin ASF. La Olanda era așa o listă de câteva lucruri, cam exact atâta era pe o pagină și aveam 7 pagini de cerințe de la ASF pentru același subiect, pentru fonduri alternative de investiții și pentru administratori de fonduri alternative de investiții. Și automat am cerut, ok, vină cu o propunere concretă, cum trebuie schimbat regulamentul 7, regulamentul 10, legea 243. Am făcut un inventar ce anume afectează sau are un impact în legislația asta de interes pe fonduri de investiții. Au venit avocați din piața privată și au oferit cu bună voință timpul și priceperea să vină cu propuneri și e un lucru de blamat, ba din potrivă, de foarte mare interes, pentru că până la urmă interesul lor este și unul foarte transparent. Ei lucrează, au clienți care sunt fonduri de investiții. Vă dați seama, dacă tu faci legislația să fie mai ușoară, înseamnă că îți faci și munca ta să fie mai ușoară. Deci pentru toată lumea e de bine. Și atunci vii cu un suflu nou și am reușit să aduc suflu nou chiar din zona asta privată, a caselor de avocatură foarte bune, cele mai bune din România, să vină să pună umorul la simplificarea legislației. Iar săptămâna viitoare, miercuri, va fi dat ordin de președinte al ASF-ului, astfel încât cel puțin primul pas acesta de înregistrare a administratorilor fondurilor alternative de investiție o să fie exact la fel de simplu ca în Olanda. Felicitări! Dar noi avem și partea aceasta de patriotism despre care vorbeam la începutul emisiunii, care ar trebui să o dezvoltăm la modul pozitiv. Însă, ce facem cu Portul Constanța, că am tot auzit, îl ia cineva, nu îl ia? Păi, nu știu de unde vin olandezii! Ia că de aici, din discuții. Da, ok. Nu am mai auzit alte discuții relativ noi despre Portul Constanța. Erau niște zvonuri, aș putea spune, că se încercă privatizarea lui. Evident, Olanda are o experiență puternică în această zonă și, într-adevăr, cu cât Marea Neagră și pentru Portul Constanța... Trecerea la moneda euro, domnule Popescu, intrarea în Schengen, întotdeauna... Intrarea în Schengen, trecerea moneda euro, oricum a fost scoasă de pe lista priorităților în acest moment și nu e neapărat un lucru rău, adică n-ar trebui să ne speriem de acest lucru, pentru că în momentele acestea, vedeți, inclusiv de criză, putem să avem o supapă cu care să intervenim în piață, adică BNR-ul are. Iar moneda și acțiunile macroeconomice, sunt, da, sunt foarte ok. Adică încă nu avem economia atât de maturizată ca să trecem la euro și atunci nu are sens să te duci și să faci un lucru care nu ți-e de interes economic. Să ne gândim că Italia a avut aceeași problemă în condițiile în care nu erau aceste probleme pandemice și... Economia Italia totuși este în altă... Și vorbim de Italia. Da, vorbim de Italia. Haideți să ne povestiți, G8, da. Să ne povestiți despre spațiul Schengen. Așa. Nu are legătură cu... Da, despre spațiul Schengen, da, se zice că aici este motivul pentru care Olanda se împotrivește de foarte multe ori. Nu este în jurisdicția mea, să zic așa. N-am avut discuții la mai, nu mă pricep despre acest subiect, pot să vorbesc doar ca simplu cetățean și înțeleg că din și perspectiva puțin strategică, așa? Puțin, așa vreau să fiu mai mult cetățean. Și știu, asta de asta am și specificat puțin. Da, portul de la Marea Neagră poate să fie un competitor, să zic așa, pentru porturile olandeze. Și poate să fie o poartă de intrare pentru Europa. Mult mai mult decât iacu. Adică eu cred că infrastructura noastră portuară, fluvială, pe Dunăre, este foarte puțin folosită față de potențialul existent. Credeți că în perioada următoare spuneați noastră că va fi un boom în ceea ce privește... posibilitățile finanțare. Dar o să fie foarte mulți bani pe piață. Edilii noștri? Știu ce au de făcut. Nu știu, cum instruiți? Prin arăta exemple potrivite, da. Prin
a vedea tot ce se poate și face. Și când mă refer aici, mă refer la toate culorile politice. Da, bineînțeles, chiar n-am avut nicio problemă. Asta știu, știu. În localități vorbesc cu primari de la PSD, de la orice partid, din potrivă. Chiar vreau să învăț, sau să văd ce probleme au și dacă eu aș putea să-i ajut cu ceva, inclusiv aici, în județul Gorj, poate, că ați auzit, sunt și primari din PSD care m-am întâlnit și dacă eu pot să-i sprijin cu ceva, o să o fac fără probleme. Deci, ideea e că primarii, în primul rând, trebuie și să mai umble în lume. Aici, în țară, că toate aici nu e greu să te duci până la Alba, până la Cluj, până la Oradea. E dureros să... ce spuneți. Da, să știți. Adică atitudinea pe care am văzut-o, la... folosesc același exemplu, exemplu meu favorit, domnul Bolojan, s-a dus personal, a auzit că îi trebuie parcare, sau a stabilit că îi trebuie parcare subterană și avea viziunea asta, s-a dus să vadă unde s-au făcut cele mai bune parcări subterane. Personal s-a dus. Are depus piatră cubică, s-a dus să aducă specialiști din Italia, care pun de 3 generații, de 5 generații, sunt pietrari din tată în fiu. Pentru că a pus condiția, piatra când trebuie să fie pusă, inclusiv o doamnă cu tocuri, nu trebuie să aibă probleme. Modul în care o pui piatra, cu cum o așezi și iarăși ce substanțe pui ca să o lege foarte bine, toate lucrurile astea s-au dus să vadă întotdeauna unde este cel mai bine făcut. Și eu am încercat același lucru. Dacă ai de văzut un spital, am dus să văd cum este acolo. A trebuit să găsim un obiectiv turistic, cum spuneam despre Mocăniță, am dus să văd cum funcționează acolo, cum a investit omul ăla de a face. Discutăm despre aeroporturi private, da, am fost și mai continui să mă duc și săptămâna nu viitoare cealaltă, la începutul lui august, există la Remetea, în județul Harghita, un aeroport privat la care se lucrează acum, cu pistă asfaltată. Vreau să înțeleg modelul de business. De ce omul ăla de afaceri? Cum și-a făcut calculul? Cât îl costă investiția inițială? Cât îl costă după aceea? Adică trebuie să discuți cu oamenii care fac lucruri concrete și care știu ceea ce fac. Cu prea mult vorbim, prea mult stăm pe la televiziune, prea mult avem de declarat în presă, prea mult ne certăm, dar trebuie să fim mult mai, open cum zic, mind, american, hands-on, adică să vedem să lucrurile veniți, concrete. Trebuie să veniți să ne și povestiți ce se întâmplă, nu? Discutăm despre restructurarea, publică, de exemplu, de GSPC-uri. Da? Așa. Am fost să văd modelul din Alba. Pe de altă parte am vorbit cu specialiștii care lucrează în zona asta, adică oameni care conduc ONG-uri și care au proiecte, gestionează proiecte de protecție socială și ei, o parte dintre ei, au fost școliți, mi-au spus de exemple din Germania, din Austria, am stabilit împreună ca prima ocazie să mergem să vedem ce se întâmplă acolo, cum exemplu austriac poate să își găsească cel puțin 3 surse de venit pentru a face asta și să nu încarci bugetul local sau doar bugetul central al țării. Există un mix în care localul, cu centralul, cu guvernul central și cu zona aceasta ONG sau chiar biserică se îi poate implica. Adică toate puse la un loc pot să fac o treabă bună și vedeți, trebuie să schimbăm acea perspectivă, paradigmă de a să facă altul, să facă guvernul sau să facă primăria sau guvernul crede la să facă doar ea în teritoriu. Este o chestie de colaborare și să nu mai lăsăm doar în sarcina altora ceea ce ține de noi înșine. Sau las că merge și așa. Asta e altă boală gravă, gravă de tot. Merge și așa sau nu? Am avut discuții chiar în firmă cu oameni pe care trebuia să-i recrutez sau când eram în mediul privat și atunci când am auzeam expresia asta, merge și așa, îi taxam grav pe oameni. Adică numai că e o vorbă pe care așa îți scapă și pe mine m-a scăpat de multe ori. E o chestie care trebuie să o ștergi complet din memorie, să nu folosești niciodată, nici măcar să nu începi să te gândești la așa. Nu există merge și așa, nu există. Asta în este momentul în care cel îți mai dorești toxic să te dezvolți. Nu faci nimic de calitate, nu poți să construiești pe termen lung, nu poți să pui o temelie sănătoasă pe lucruri prost făcute, pe lucruri de mântuială. Și da, trăim de atâta timp... Și am ajuns, vă spuneam, de acest hățiș legislativ, pentru că lucrurile au fost făcute pe merge și așa. Avea unul de făcut mai prost pregătit, primit și-l sarcină de la altul mai sus și tot așa, să schimbe, o să fac un amendament sau să schimbe ceva legislativ și atunci a făcut așa cum a găsit de cuvință, foarte superficial, fără să analizeze în profunzime implicațiile.
Chiar dacă suntem în perioada concediilor, a vacanței de vară, care ar fi mesajul noastră pentru telespectatorii noștri? Da, e o întrebare foarte grea acum. Evident, final. Să, în primul rând, trebuie să aibă grijă să se protejeze, pentru că, vedeți, pericolul pandemiei COVID nu a trecut încă. Și, în al doilea rând, este conform emisiunii noastre, când discutăm despre implicarea în susținerea proiectelor de țară, în acest patriotism, într-o România altfel, este că trebuie să nu uite cât de important pot să fie pentru țară. Adică nici nu ne imaginăm că proiecte mici pot să genereze lucruri foarte mari. Adică fiecare, în meseria noastră, în viața de zi cu zi, dacă ne implicăm și dăm acolo o oră în plus sau dăm mai multă atenție decât doar ce scriem și apostolii, putem să facem lucruri mari, dar să le facem împreună. Dragii mei, alături de noi în această seară a fost gorjeanul Iulian Popescu, consilier al primului ministru. Vă mulțumesc mult pentru prezența noastră în studioul nostru. Vă doresc în continuare o zi minunată și, ce să vă mai spun, o săptămână de poveste. La revedere! Thank you.